din ultimii 6-7 ani e ca aceea a unui diamant care în continuu se șlefuiește și devine o piesă rară de colecție. Suntem îndreptățiți să credem că tocmai practicarea sportului și a artei scenice l-au ajutat să-și exploreze sinele și să ajungă la autocontrolul fără de care multe calități se pot pierde în mediocritate, îmbinând satisfăcător munca intelectuală, cu activitățile specifice timpului liber, a învățat să pună focus pe obiective și să rămâne tenace în ring până la atingerea lor, să fie responsabil și determinat în activitățile de orice natură, reglându-și motivația și resursele în mod optim pentru a se bucura de rezultatele alese. Fiind un tânăr deschis, sociabil, empatic, plin de fair play în competiții, succesele lui sunt împărtășite cu bucurie de prietenii și formatorii săi. La acest moment de bilanț școlar, am certitudinea că în anii de liceu cei mai are în față Tudor va persevera și va înregistra noi succese notabile. Nu putem decât să ne plecăm cu apreciere în fața seriozității de care dă dovadă în autoinstruire, să-l felicităm pentru modelul pe care îl oferă tinerilor de vârsta sa și de orice vârstă. Să-i urăm aceeași motivație puternică pentru a realiza nu doar temelia unei viitoare cariere de vârf, dar și înfăptuiri care să ne facă să-l aplaudăm și peste 10, 20 de ani, 30 de ani, în calitate de cetățean de onoare, care își reconfirmă constant valoare. Nu-l felicit numai pe Tudor, în primul rând felicit părinții, acești părinți își merită copilul, iar Tudor își merită părinții. Una fără alta nu se poate ajunge aici. Și o felicit în mod deosebit pe bunica, care la fiecare olimpiadă națională avea foarte mari emoții, iar de bucurie, la sfârșit, indiferent dacă era noaptea la ora 3, sau dimineața la 6, venea și ne aștepta la autobuz cu flori pentru mine, deși munca adevărată o depunea Tudor. Felicitări și succes! Serviciul Centrului Informației Cetățeni, precum și raportul de avizare al Comisiei de Specialitate a Consiliului Local, în conformitate cu dispozițiile legale, hotărăște. Articolul 1. Se conferă titlul de cetățean de onoare al Municipiului Botoșani elevului Tudor Darius Cardaș. Articolul 2. Primarul Municipiului Botoșani, prin serviciile aparatului de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Cu permisiunea dumneavoastră, rog pe doamna Vico să fie alături de noi, în față, Darius și mama tânărului. Gracias.